Bună dimineața, Radu! Astăzi nu prea avem despre trafic informații la horoscop, în schimb, energia zilei aduce confuzie, deci nu este un moment bun pentru decizii financiare. Se poate activa salvatorul din noi, dar intențiile celor din jur pot fi înșelătoare, așa că atenție la furturi. Octava superioară aduce multă iertare și credință. Berbec. Cineva își poate asuma munca depusă de tine, iar această perioadă este despre capacitatea ta de a-ți proteja bunurile. Atenție și la sănătate! Taur, este o zi foarte bună să te relaxezi și să ai activități ce îți bucură sufletul, chiar și activități creative. Evită grupurile mari și nu te implica în problemele prietenilor. Gemeni, nu te impacienta dacă apare o confuzie legată de direcția ta profesională. Ți se pot face mai multe propuneri, însă nu trebuie să te decizi chiar acum sau să te împovărezi. Rac, încearcă să rămâi ancorat în realitate pentru că poți fi vizător sau idealiza o situație. Dacă ai întâlniri importante sau participi la cursuri, lucrurile vor fi neclare. Leu, un partener de afaceri poate fi amăgitor, îți poate promite mare acusarea și mai degrabă poți pierde banii investiți. Alți nativi să fie atenți la excesul de băuturi și stări alterate. Fecioară, negocierile pot fi dificile și poate ar fi bine să stai departe de promisiunile celor din jur. Cineva te poate încerca să te lingușească și să-ți câștige încrederea. Balanță, ești lipsit de motivație în aceste zile și ar fi bine să-ți asculți corpul atunci când cere un repaus. În schimb, energia te poate susține să meditezi sau să găsești o formă de conectare la vibrații înalte. Scorpion, ai parte de mult succes și faimă într-un grup mai mare. Chiar dacă este flatant, încearcă să nu te îmbeți cu acești vapori ca mai apoi să nu fii dezamăgit. Săgetător, ziua îți poate arăta dacă deciziile tale au substanță sau pur și simplu crezi că deții un adevăr absolut. Alți nativi pot avea o revelație despre o figură masculină importantă. Capricorn, visezi cu ochii deschiși la o destinație ideală și s-ar putea să simți o dorință puternică să evadezi din cotidian. Finalul de săptămână poate aduce experiențe frumoase. Vărsător, este important să fii cumpătat cu resursele tale în aceste zile de la finalul săptămânii. Ai putea avea senzația că poți cheltui mai mult decât este cazul. Pești, în relația ta de cuplu poate fi o atmosferă foarte romantică și ai putea face o sumedenie de declarații. Este posibilă și extrema în care ai ochelari roz când vine vorba despre partener. Acesta a fost horoscopul. Mai multe puteți găsi pe contul meu de Instagram, Adina Moraru. Să nu uităm că viitorul ține de noi, iar încrederea este cheia. Ascultă-mă!